Bună dimineața! Sunt Rahela Petrescu și suntem la o nouă ediție a rubricii Azi Odată. Vă propun să aflăm împreună ce s-a întâmplat interesant în istorie astăzi, 6 aprilie. În anul 402 are loc bătălia de la Polentia dintre romani și vizigoți. Romanii, conduși de generalul Stilicon, îi determină pe adversar să se retragă și capturează familia liderului vizigot Alaric. În 1749, Constantin Mavrocordat abolește Șerbia în Moldova prin redefinirea statutului vecinilor, care nu mai sunt considerați robi, ci țărani fără pământ. Anterior, la 5 august 1746, se instituise aceeași reformă în Muntenia, desfințând România. În 1795 apare prima carte românească de matematică, aritmetica, tipărită în Moldova și datorată episcopului de Hotin, Amfilohie Hotinul, Hotiniul. În 1896, la Atena se deschid primele jocuri olimpice moderne, la 1500 de ani, după ce ele au fost interzise de împăratul Teodosiu I. În anul 1909, exploratorul american Robert Peary, asistentul Matthew Hansen și 4 eschimoși ajung la ceea ce au stabilit că este Polul Nord. În 1913 s-a înființat la București Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale, prima instituție de învățământ superior economic din România. În 1917, Statele Unite declară război Germaniei în cadrul primului război mondial. În 1941, în cadrul celui de-al doilea război mondial, Germania invadează Iugoslavia. În anul 1990, Ion Rațiu este ales președinte al PNCCD. În 1992 a început asediul orașului Sarajevo de către armata sârbă, condusă de Slobodan Milošević. În aceeași zi, comunitatea europeană recunoștea independența Bosniei-Herzegovina. Astăzi se sărbătorește Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace. Pacea este ceva ce Dumnezeu își dorește foarte mult pentru noi. El nu este un Dumnezeu al războiului. Este un Dumnezeu al păcii și iubirii. Fiind exemplul nostru suprem, Iisus ne-a învățat cum să trăim, cum să iubim și cum să învățăm. El ne-a învățat cum să ne rugăm și cum să iertăm. Ne-a învățat cum să ne pese de alții mai mult decât ne pasă de noi înșine. El ne-a învățat despre milă și bunătate, să facem schimbări reale în viața noastră prin puterea sa. Ne-a învățat cum să găsim pacea interioară. Matei 11:28-30 spune: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Sunt Rahela Petrescu și vă aștept mâine dimineață de la ora 7, 8 sau 9 pe Light Channel TV. Acum vă las în compania Consuelei pentru bună stare prin mișcare. Să aveți o zi excelentă!